Bine ne-am regăsit, dragii noștri privitori, la întâlnirea dumneavoastră cu dumneavoastră de fiecare seară pe postul dumneavoastră favorit de televiziune. Un invitat special în această seară, când am intrat de câteva zile în luna decembrie, o lună prin excelență a bilanțurilor, a bucuriei și, de ce nu, a pregătirilor pentru trecerea într-un nou an, pe care cu toții îl sperăm să fie mai altfel, cel puțin mai bun decât ce am avut până acum. Invitatul despre care vă vorbeam este nimeni altul decât domnul Viorel Salvador Caragea, fost candidat în alegerile parțiale pentru primăria Târgu Jiu din iunie 2017, căruia îi urăm un bun revenit în studioul nostru. Bine ați revenit, domnule Caragea. Mulțumesc pentru invitație. Vă doresc la mulți ani, domnul Nicu. Mulțumesc, dumneavoastră și celor dragi dumneavoastră cu acest nume, pentru poimâine. Sărbătoarea care urmează, aceleași urări le adresez tuturor care poartă numele de Nicușor, Nicoleta și așa mai departe. Și, în general, să le dorim o lună plină de bucurii tuturor gorjenilor. Să dea Dumnezeu. Și pentru că timpul este întotdeauna drămuit, să intrăm direct în subiect și v-aș ruga, în stilul dumneavoastră analitic caracteristic, să ne faceți un bilanț al anului politic național și apoi să treceți la anul politic gorjean 2018, care peste mai puțin de 26 de zile ne va spune la revedere. Deci, din punctul meu de vedere, a fost un an cu aceleași minciuni politice, aceleași aiureli ca întotdeauna, nimic nou. Interesant, din punctul meu de vedere, este că unii care au făcut ani de zile politică și și-au bătut joc de județul ăsta, de exemplu, domnul Popeanga de la Liberal, mare deputat PSD, vine să spună acum că, vezi, Doamne, ce a făcut el, de ce voce sau ce portavoce a PNL-ului este, face de râs PNL-ul segmentul Romanescu, nu celălalt segment, că ea nu le-a în calcul oamenii ceilalți care reprezintă, să zicem așa, liberalismul din Gorj. A apărut un individ care nu s-a confruntat cu alegătorii, dar a cumpărat un partid numit ALDE și zice că confundă turcenii cu Târgu Jiu, cu două, trei legături de le mai are pe la o instituție și alta și niște combinații urâte, din punctul meu de vedere, dincolo de ceea ce ar permite moralitatea și legalitatea, își permite să creadă că cumpără și Târgu Jiu și că, dacă are o relație pe același nivel de nesinceritate și cu fericitul nostru primar, domnul Romanescu, va pune mâna pe bugetul de 65 de milioane de euro al Târgu Jiului. Iar, dacă îmi permiteți, o luăm la rând așa cu fiecare partid, cu ce se regăsește, nu? Haideți să pornim de la nivel național, pentru că așa v-am... Nu, domnul Nicu, suntem prea mici în războiul așa mare. Eu v-am mai spus dumneavoastră... Cum vedeți dumneavoastră, iată, guvernarea suntem care prea s-a mici derulat sub ochii noștri? Nici nu ne ia nimeni în calcul, nu existăm acolo. Haideți să încercăm să ne concentrăm pe cei la Târgu Jiu. Dar să faceți așa, o caracterizare, spuneți guvernarea merge în liniile lor directoare, stabilite. Chiar dacă PSD-ul multe lucruri nu și realizat. Pentru că au și lucruri și realizări bune, dar au și multe nerealizări. Care ar fi la bune și care ar fi neîmplinirile? Păi, gândiți-vă, salariile pe care le-au mărit. Au mărit salariile. E o realizare. Dacă până acum patronii își băteau joc de toți angajații lor, acum au ajuns să plângă după ei. Unde ați mai auzit dumneavoastră? Am citit în zilele ăștia pe economica.net 75% din firmele private o să dea și ele prime. Că mai mici decât la stat, e adevărat, dar să dea primă, să facă cheful de sfârșit de an, să încerce să-și mobilizeze muncitorii. Au dat acum zilele ăștia o ordonanță în care 3.000 de lei va fi ceea ce înseamnă aproape 700 de euro salariu minim în construcții. Păi cu părere de rău, ca să le rămână 1.000 de euro dincolo, trebuie să muncească de lăsar ochii la ai noștri concetățeni. Și atunci, dacă e 700 acasă, e o atracție să nu mai plece dincolo. Minimum. Că meseria și bună oricum. E așa aici, 1.000 de euro acum, cred. Mai bine, din câte cunosc. Problema a doua, au mărit salariile în medicină. Fantastic. La doctor le-au mărit fantastic. N-au reușit încă să reglementeze acolo situația, să-i pună să-și muncească, să aibă conștiință la nivelul banilor. Dar să iei 250-300 de milioane e un salariu extraordinar de mare. Nici în străinătate, vorbeam cu mulți prieteni,
Un doctor prieten de-al nostru de aici, care era în Franța, s-a întors în Târgu Jiu. Deci, da, da, domnul Șerban de-a fost la salvare, s-a întors acasă omul. Păi de acolo lua 5.000 de euro. Păi de aici ia mai mult de 5.000 de euro. Și acasă. Da? Și nu știu de acolo. Sunt finaliști. Și l-ați întrebat ce l-a, nu, de, l-a determinat să se întoarcă? Dorul de țară, în primul rând. Dorul de țară și un câștig rezonabil pentru familie. Dorul de țară, în primul rând. Și așa o să se întâmple și ne bucurăm că, că vor veni oameni de aia, spun, o să vină oameni cu experiență. Acest exod al medicilor tineri poate va mai continua puțin, dar cei care au o vârstă deja medie sau care se apropie de o anumită etapă a vieții, să zicem așa... Au o specializare concretă, da? Nu, dar și-au făcut un nume în viață și au făcut și au ceva strâns acolo, vin acasă. Și va fi un câștig pentru noi. Indiscutabil. O să vedem, probabil că or să dea și o lege, ceva cu cabinetele ăștia private, pentru că încă se mai practică anumite lucruri. După care urmează și la dumneavoastră, la profesor, cât de cât s-a mai reglementat situația salariilor și în învățământ. Acum, nu sunt doar excepții deosebite și asta trebuie să înțelege, să înțeleagă toată lumea. Că nu sunt doar excepții deosebite cum e Romanescu, care are 7 miliarde în cont din activitatea lui de profesor și de așa ce zicea. Adică le-a să bătei de joc la adresa oamenilor normali. Dar și profesorii au început să fie respectați. Și renumerați, că până la urmă chiar merită toți profesorii să fie renumerați. Ce facem cu deficitul de personal, care iată la nivel de țară și de ce nu și în Gorjiu spune cuvântul? Ne pune sunt speranța 30.000 că dumneavoastră, de costuri neacoperite. Ne pune speranța că dumneavoastră profesorii, cadrul didactice, deci cadrul corpul profesoral bine plătit, cu o dotare corespunzătoare, cu școli îngrijite și mai departe, veți reuși într-un timp mediu, că nu se poate într-un an să scoți, să completați din tinerii care iasă, specialiștii care i-au distrus și care au plecat. Discutam zilele trecute la un post de radio. PSD-ul are o gravă problemă în acest moment, că trebuie să ne întoarcem la politică una peste alta, din două considerente. Votul anticăciumarul pe marile minciuni și permanentele minciuni pe care le face și doar pe faptul că și-a adus acolo un pol de putere neamurile de la Negobiri și câțiva pupincuriști. Iar pe structuri, mergem așa. Învățământul. Votul va fi anti-PSD, indiferent cât va mări. Poate la parlamentare, zice, domnule, partidul a făcut ca partid, dar la locale, la Târgu Jiu, va fi anti-PSD datorită lui Ișvan. Știu, e șeful dumneavoastră, nu discuta, de eu discut de el. Chiar dacă zice că e ziua lui peste două zile, nu știu, îi trece. Da? Din punctul meu de vedere, nu e unul care merită felicitat. Nici de Sfântul Ion, nici de Sfântul Nicolae, nici de alea. Da, îi dorim succes să ducă la Câmpul Uneac și să vadă la televizoarele din subsol, unde zicea cu un director de școală că să nu mai avea loc, să le mai pună. Care cu care când se ceată, când se împacă. Sau cu putinele de vin luate de pe la bâltele alea, dat sfârșit. Continuăm cu alt segment. În Târgu Jiu, problema din sectorul minier, unde dacă Căciumarul a tras tot felul de așa zici nespecialiști sau specialiști, din zona Negomirului merge foarte prost. Ce o, da? Iar va fi un segment care le dă un cui în talpă grav PSD-ului. Sectorul medical. Chiar dacă a mărit la doctor și poate unii doctori să ție. De regulă, cei cu studii superioare au fost anti-PSD. Să finaliști foarte puțin, nu sunt 20% care sunt PSD-ul. Dar decalajul salarial grav poate mai aduce 5%. Dar nu mai mult. Nu mai mult. Pentru că și la spital... neamuri, pile, PCR-ul vechi, este mai tare decât oricând. Și atunci vom vedea. La rândul său, problema delicată este că acest moment aduce și PNL-ul într-o luptă pe care clanul Romanescu pe ambele segmente îl duce pentru distrugerea și acapararea PNL-ului. Ei cred că gata, ce frumos și deștept suntem noi și noi trebuie să acapărăm tot PNL-ul. Târgu Jiu merge foarte prost. Ca să conduci un județ trebuie să te ocupi de 70 de localități, nu de una care nici de aia nu e în stare să se obțină. Uite, nu vreau să trecem mai departe, că dumneavoastră sunteți un vechi prezentator care luați fiecare fir cu fir, să zicem. Altele în acest moment a primit un refuz sau un bloc total de la PNL. Păi Iordache ce face? A criticat până acum PNL-ul, l-a făcut gropar pe Căciumarul și acum trebuie să ducă să-i pupe palma. Da? Vom vedea ce-o fi mai departe. Credeți că se va întâmpla o ruptură între ALDE și PSD? La nivel central nu, pentru că Tăricianu e legat la mâna PSD-ului. Dacă nu, DNA scrie pe el.
și nu-i bine pentru el. Iar Iordache nu contează în ecuația asta. Ați văzut că trebuie să recunoască. I-a spus și ministru, bă, stai tu cu minte că nu tu decizi la CEO, chiar dacă nu-ți convine și mai vrei lucrări, mai stai tu în banca ta. Iar el care are cele mai multe lucrări luate cu CEO din ce a lucrat și cu Consiliul Județean, cred că și cu primările, cred că este chiar imoral să mai vorbească el de guvernări și din alea. Haideți să ne întoarcem la problema deficitului de personal. V-ați fi gândit vreodată, ca cetățean al țării și apoi ca politician și ca analist, că după acel mare număr de șomeri care lovea România în sfârșitul anilor 90 și penuria de locuri de muncă, se va ajunge ca România să plângă da. Patronii și angajatori, deci în general, după oameni, după salariați? Fără supărare, mă bucur că au început să plângă patronii. Să luați acest aspect da, în discuție. Mă bucur că au început să plângă patronii, pentru că România este o țară atipică. Adică să nuanțați puțin. În loc să comande factorul politic către factorul economic, la noi comandă factorul economic factorului politic ce măsuri să ia. Înțelegeți dumneavoastră? Și nu este normal. Adică, iată, s-a ajuns la o situație pe care foarte puțini analiști o anticipau, chiar și după prima parte a anilor 2000, și anume un deficit de personal care amenință puternic stabilitatea economică a țării. Unde ne-au plecat toți potențialii angajați și de ce piața muncii, având un surplus la un moment dat, nu poate să acopere? Pentru că datorită acelei trădări de țară din anii 90, la începutul anilor 90. Și eu mă bucur când văd că încă parchetul cercetează la Roman, care a fost prim-ministru și a fost primul distrugător al acestei economii. Aceea cum urmam de fiecare veche afirmația da. Aceea. Deci pentru aia Roman trebuie să răspundă în fața legii și în fața națiunii și a tuturor, da? Dar de ce crezi că s-a ajuns la acea afirmație? A fost indusă de undeva nu, sau așa din propria nu experiență politică a lui Petre Roman? Nu mă cercetate de parchet, eu nu pot să-mi permit să comentez despre el. Chiar nu pot să-mi permit. E o persoană care are o calitate delicată într-un dosar și dorim să aibă mulți ani unde e locul. Într-o pușcărie neamenajată, atât timp după Dorii. Și credeți că... Oricum face o treime care peste 60 de ani, dar să facă suficient. Și ca și Vișinescu. Și credeți că economia românească, să spunem, a fost pusă în dificultate în anii aceia? Economia românească, așa cum era ea, a realizat două lucruri. A școlit foarte mulți meseriași. Cu strungurile alea mai vechi, mai nevechi. Mai performante sau mai puțin performante? Unele chiar erau performante. Nu uitați că exportam 3% la nivel mondial. Da. 3% din producția țării este destul de important. Nu știu câte țări reușeau să facă asta. Nu uitați că am reușit să ne achităm datoria externă. Acum avem 100 de miliarde de dolari și atunci și am plecat crește. De la plus. Și va crește într-una, da? Ce era de restructurat, nu contest că trebuia restructurat, dar economia a făcut altceva. În toate cotroanele țării era un strunguleț, nu era comun la un CAP-ul să nu fie un strunguleț, să nu fie a calificat o țară întreagă în care 40% din populație era analfabetă în anii 45-47. Chiar spre 50. Și atunci, dumneavoastră, profesorii, când vedeți că de la ora actuală, profesorii de la oraș și unde vin totuși copiii după clasa 8-a, vin foarte mulți copii slab pregătiți. Și nu vor să învețe carte, că nu vor. Dar... Sau unii nu pot. Nu știu, haideți să considerăm că un număr mai mic ăștia care nu pot. Dar există și această posibilitate. Dar și pentru că aia care nu pot anumite lucruri, aia pot fi foarte buni meseriași. Da. Nu trebuie să fii specialist în matematică ca să devii un foarte bun strungar. Dar trebuie să fii foarte atent acolo când se învârte... Strungul. Cuțitul de la strung. De la strung, da? Cuțitul stă pe loc, când se învârte piesa. Ca da. Să revenim, da? Când îl faci pe unul din ăla să stai lângă un strung și să construiască, păi noi nu mai avem lucrări în construcție, oameni în construcție, nu trebuie să ai foarte multe studii. Dar dacă reușești să-l faci pe ăla un foarte bun pavator, câștigi o grămadă de bani. Uitați-vă, nu poți să pui marmură, gresie, nu mai găsești. Nu, exact cum spuneți, nu toată lumea trebuie să aibă studii superioare. Da? Și e o realitate. Dar dacă ceva este de criticat la
cadrele didactice este la cele care oportuniste, care în loc să-și vadă doar de să zicem așa, de meseria pe care și-au ales-o, a făcut o afacere din aceasta. Credeți că facultăți private fără facultățile nivel... private după 90, care mult au și dispărut. După 2000 au apărut în forță. Nu, păi apar, dispar ca cometele. Da. Unde a fost primordial, dar factorul financiar. Eu nu sunt neapărat unul care am ceva, nu, din contră, chiar respect profesorii, pentru că în acest moment nu vreau să fiu nepoliticos sau să înțeleagă cineva, singura noastră șansă să redresăm România și să creăm ceva, este cadrul corpul profesoral. Printr-o mobilizare exemplară a dumneavoastră, prin unele hotărâri politice la nivel înalt, cum se desfințesc școlile profesionale sau școli de... Vai, văzut școli de meserie, zile, frate! Dar fă-le! Să ne amintim că marele Constantin Brâncuși de la nivelul unei școli de meserie. Acolo și-a, da, și-a perfecționat el... Stilul. Nu numai stilul. Primele, să zicem așa... Îndemânări pe care le avea, da? S-a născut cu ceva nativ. Dar acolo înveți cum să ții dalta, în ce poziție, cum să dai cu ciocanul și așa mai departe. Distrugerea corpului de maestri. De să știți, părerea mea că partea tehnică a fost realizată de maestri în această țară. Și la licee învățau meserie, dar și în întreprinderi. Inginerii erau doar cu știința, cu lucruri interesante, dar cel care stătea și s-a plecat... La lucrătorul acela nou sosit în instituție? Și îl urmărea cum strânge șurupul, cum pune piesa în strung și așa mai departe. Și cum credeți că se va acoperi acest gol de oameni ai muncii? Să nu există decât voința dumneavoastră de pentru să-i pregătească. Într-un timp mediu de 50 ani. Și plus o voință politică care să creeze condiții de reîntoarcere în țară. A medicilor, a specialiștilor, da? Crearea totodată unui mediu de afaceri adecvat ca să existe investitori din ce în ce mai mult. Uitați-vă că foarte multe piese de fabrici de piese de și componente auto au venit spre România. Pentru că e forța Goș de muncă specializată aici. Deci forța de muncă specializată. Nu întâmplător au venit să facă cabluri. Păi mii de femei care au lucrat la CPL-ul și la Rostramo, care au fost învățate să bibilească acolo și să stea 8 ore cu un chinezul, zicem noi. Da. Ăștia au făcut studii de piață, fac evaluări. Dar încheiem anul 2018 fără nicio investiție a lui Romanescu în Târgu Jiu, care ne doare. Câteva investiții pe aici, pe acolo, pe drumurile județene, investiții, sau poate cele mai mari investiții private în gor sunt la Rovinari. E de apreciat domnul primar de acolo. Și cu ce o decădere și cu problemele care sunt multe artificiale dintre ele, nu e pozitiv. Vreau să vă întreb care ar fi provocările lui 2019 pe plan politic, social și economic, gândindu-ne că, iată, am avut ceva mișcări în august de protest, acum se vorbește, să spunem așa, pe la colțuri de anumite organizări de acest tip, dar nu e nimic concret. Profesor. Vedem Franța, care, iată, e zguduită de vreo 6-7 zile, două weekenduri de deci, foc. Franța, am văzut, ultima decizie este să suspende cu 6 luni aplicarea acelei decizii până va de fi mai pregătită. De majorarea prețului la carburanți diesel. Este o luptă între producătorii de carburanți și producătorii de mașini. Scurt. Asta, adică să le treacă pe ei sunt benzină în spate. Sau? Nu înțelegeți, ei sunt în spate. Ei nu sunt pregătiți în acest moment să treacă pe electric. Ai las cu carburantul, știu că dau faliment marile companii producătoare de carburanți. Cu cât vinde mai puțin, cu cât scade profitul. Totul e financiar, până la urmă. V-ați fi așteptat ca Franța să fie zguduită de astfel de mișcări sociale? Dacă vă uitați în ultimii 25 de ani, întotdeauna Franța a fost, să zicem așa, dar de fapt în ultimii 200 de ani, de la Revoluția franceză, francezii au fost primul care au dat întotdeauna semnalul luptelor sociale și politice. Francezii de 200 de ani. Și crezi că acest semnal se va propaga în toate zările, să spunem așa? În toate țările socialiste și la tine, fără drept de apel. Credeți că și la noi ar fi posibil o astfel de mișcare, de protest? Da, păi nu trebuie să ne mirăm.
Deci nu mișcarea rezistă a fost cel care a organizat. Tot grupuri de interes au organizat și Augustul, da? Nuanțați grupării... puțin. Păi nu, ce să nuanțăm? Eternele grupării și grupuri de din galeriile ultras ale mari ale echipelor din București, plătite din spate sau împinse din spate de cei care le subvenționează, le ia să duc și rup picioare, spart geamuri și așa mai departe. Să folosesc dintotdeauna ca masă de manevră. Cu regret să vă spun că din punctul meu de vedere și cunoscut de pe unii lideri de galerie care au venit pe la Târgu Jiu când Pandurii era în anii de glorie și când am avut tangențe directe, vreau să vă spun că aveau interese până la nivelul ministrilor de interne unii dintre ei și legături care le foloseau pro și contra după interes. Dar eu totuși sper să ducă la pușcărie și unii și alții. Credeți că a fost o mișcare mai mult politică ce s-a întâmplat în august? Domnul Nicu, sunt două dosare în lucru. Haideți să discutăm lucruri serioase de Târgu Jiu. Nu, ăștia sunt speculații. Eu nu sunt un tip care să discut speculații. În viața mea nu-mi plac speculații. Punct. Provocările lui 2019 în Gorj. Provocările lui 2019 sunt așa. Sau la întâlnirea cu 2018. 2018 s-a caracterizat printr-o mare mișcare mincinoasă, din punctul meu de vedere, a grupării Romanescu, care când s-a dus la Tăricianu, când s-a dus la Ponta, la întâlniri, când s-a dus la, nu mai știu la cine n-am mai fost, la PSD-ul, la Stănescu, da, așa, PSD-ul a pendulat și, și în jurul lui Cărciumaru, care ca de obicei este duplicitar și minte cum face și acum cu sondajul ăsta, pentru că n-a început niciun sondaj. Eu vă garantez că l-a început. I-a început, spun, n-a început și știu sigur de acolo că l-a început. Și nu, mai, nu va fi un sondaj? Păi probabil va fi, dar stai să vedeți cum va fi. În urma afirmațiilor... Cum îl vedeți dumneavoastră sondajul acesta? O mare minciună a lui Cărciumaru, în continuare. A ieșit și a aruncat un porumbel, noi am început sondajul, vom face, nu începusă. Le-am făcut adresă scrisă și a stat așa pe gânduri, a încercat să mă mintă. În ultima zi mi-au dat un răspuns că urmează în 30 de zile să-mi dea răspunsul, pentru că nu are nimic. Notați-vă, vă rog, nu are un BPJ în care să stabilească candidații potențiali. Notați-vă să întrebați, că e o întrebare deșteaptă, să știe Pinocchio. Știți că a fost urmașul lui Gepetto, da? Da, Gepetino, fratele lui Gepetto, care a debarcat în Gorj. Văd că are urmaș mai tari ca Pinocchio. Da? Nu există un BPJ în care să se stabilească candidații. Nu există în acest moment nici cea mai mică încercare. Au făcut către un, de luni de zile să știe că sondajul va fi făcut de către domnul profesor Purec de la universitate. Toți presediștii vorbesc să le spune Cărciumaru. Păi noi uităm că grupul masonic de la Cărbunești are în jurul lui Romanescu și al celorlalți candidați toate interesele către membrilor, de la PSD, Hanu, Tudor și câțiva subțirei. Restul sunt pe segmentul PNL. Păi sondajul, dacă merge pe acea segment să fie făcut, va fi o mare minciună. Nu uitați că în ziua alegerilor parțiale de la 11-12 s-a știut că PSD-ul pierde. La două erau convinși. Dar n-au spus nici la cei care candidau, nici la chipul la ceilalți, Cărciumaru și cu Gașca. Pe la trei l-a chemat pe prefect acolo și pe ceilalți, bă, ce facem, că uite, hai să încercăm, ne mobilizăm. Dar și noi eram pregătiți. Și cum ieșea un directoraj din ăla politic, pac, pe el, bă, ce cauți aici? E ilegal să cali oamenii la vot. Așa va fi și la turul următor. Da, și principalul câștigător, să zicem, acestui sondaj, va fi cuplul Cărciumaru Romanescu. Pentru că Cărciumaru va avea grijă să ajungă toate rezultatele, să știe cine-i cu sondajele și cu combinațiile în jurul acelei grupări, să ajungă la Romanescu. Că de-aia el așa Romanescu, sigur că el câștigă alegerile, câștigă că a făcut blatul cu Cărciumaru pentru următoarele alegeri. Vom continua cu dezvăluirile după scurta pauză publicitară. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce.
Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Ne găsiți în strada Unirii, bloc 18, scala 1, apartament 4, vis-a-vis de colegiul Tudor Vladimirescu. Echipamente moderne numai la TDS. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi Auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Like a shooting star, I go. Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Hotel Story, clasificat cu 3 stele, alegerea optimă atât pentru oamenii de afaceri cât și pentru turiști. Hotel Story dispune de 40 de camere și apartamente dotate cu TV, internet și aer condiționat. De asemenea, hotelul dispune de sală de conferințe, restaurant, bar și parcare gratuită. Hotel Story, garanția confortului dumneavoastră. Ne găsiți în Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 78 sau la numărul de telefon 0371 100 006. Vrei să ai tâmplărie PVC de calitate? Atunci nu mai sta pe gânduri. Alege Cipribon. Cu o experiență de peste 10 ani în domeniul tâmplăriei PVC, Cipribon dispune de o linie tehnologică proprie de producție, echipată cu aparatură de ultimă generație. Cipribon vă pune la dispoziție o gamă largă de produse și servicii de calitate la un preț competitiv. Folosim profile Rehau și Vivaplast, Feronerie, Roto și GU. Producem și comercializăm sticlă bombată. Oferim transport și garanție la lucrare. Ne puteți găsi în Târgu Jiu, pe Alea Digului și în strada Victoriei numărul 159, vis-a-vis de liceul numărul 2 sau la numerele de telefon 0762-259083 sau 0762-259084 sau pe site-ul www.cipribon.ro. Cipribon. Calitate înainte de toate. Pomadil Com SRL vă întâmpină cu oferta lunii decembrie în toate magazinele noastre situate în Târgu Jiu, Târgu Cărbunești, Rovinari, Brănești și Păltiniș. Aici găsiți biscuiți Paradis la 0,65 lei, croissant Deli la 0,75 lei, Eugenia Germinio la 0,18 lei, napolitane glasurate la 0,66 lei, nectar 1 litru la 3,85 lei, Newmark doză 0,5 litri 4 plus 1 gratis la 9,72 lei, prăjitura double la 0,65 lei, prăjitura Paradis la 0,29 lei, suc Yuki 2 litri la 3,85 lei și suc Necti 1 litru la 2,25 lei, Texa biscuiți 3 kg la 15,50 lei și ursuleț Tio la 0,65 lei. Vă așteptăm să vă convingeți și dumneavoastră. Pomadil Com SRL. Vestea este dulce pentru toată lumea, mai ales pentru pofticioși și nostalgici. Atelierul cu dulciuri, prima cofetărie din Târgu Jiu cu rețete vechi, și-a deschis porțile pentru dumneavoastră, în zona Piața Mică și la barieră, drumul spre Bârsești. Pentru comenzi și evenimente, sunați la 0771 314826 sau apelați pagina de Facebook Atelierul cu dulciuri Târgu Jiu. Dulciuri vechi în timpuri noi!
Îți dorești o manicură perfectă, un make-up profesional sau schimbare de look? Amelia Beauty Salon vă stă la dispoziție cu produse de cea mai bună calitate la cele mai mici prețuri. Coafură, manicură, pedicură, make-up. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Corneliu Coposu, bloc 3, parter sau la numărul de telefon 0731 592 357. Ferma Bionez recrutează bărbați și femei pentru muncă în agricultură în Spania, la cules de căpșuni, zmeură, afine și mure. Perioadă contract, ianuarie-februarie-martie 2019-iulie 2019. Relații la telefon 0726 602 316 sau 0752 8738 32. Am revenit în partea a doua întâlnirii noastre cu invitatul nostru special, domnul Viorica Ragea, a fost candidat la alegerile parțiale pentru primăria Târgu Jiu în iunie 2017. V-aș ruga să prezentați un tablou general al provocărilor lui 2019 la nivel de Gorj, Târgu Jiu. Deci, în primul rând, faptul că încep încet, încet pregătirile pentru alegerile parlamentare va ascuți puțin, să zicem așa, nu lupta în sine, că nu este nicio luptă. Înțelegere oscură dintre anumite grupuri politice. În această perioadă în care intrăm și ar fi trebuit să fie o mare onoare și o mare realizare preluarea președinției UE de la 1 ianuarie. Nu plecăm cum trebuie. Cu circul și cu luptele pentru dărâmarea guvernului. După cum ați văzut, săptămâna trecută a venit aici Victor Ponta și a făcut tot felul de speculații și afirmații. Din punctul meu de vedere... Să comentați câteva dintre ele. Ceea ce vreau să vă spun, că liderii de sindical din CEU au privit foarte urât și este foarte, să zicem așa, rău recepționat mesajul că de ce li s-a dat prime la mineri. Păi pe nebunia asta să lucrezi în carieră și să nu suplimenteze veniturile? Acum, probabil că directoratul, când a vrut să dea mai mari primele la cei care lucrează în carieră decât la aia din birou, cred că era o decizie mai înțeleaptă decât să le dai la toți la fel. Că una e să lucrezi în birou 25 de grade, te mai plimbi cu o hârtie, mai nu știu ce, și alta să stai în frigul ăla, numai să stai acolo. 8 ore. Mai mult, că până ajung, până pleacă, au 10 ore de condiții vitrege pe zi. Nu există, în schimb, o poziție. PMP-ul nu există decât prin vicea domnului David Soiu, în rest, și a doamnei Grădinarul la municipiu, în rest, nu există la nivel de județ. La nivelul USR-ului doar domnul Miruță și în rest nimic, deci opoziție nu prea există. Altele care la putere se comportă ca un partid oportunist, adică nu, o voce oportunistă, 2-3 frustrați pe acolo și care au apărut în jurul lui Iordache. Ce au să are ăsta bani acum, hai să-l mulgem, ne facem noi, urlăm, ne tăvălim pe jos și am mai luat și o bocitoare șefă pe acolo și a ști că la fiecare care cântă, când la mormântare, când la nuntă, nu contează. Așa, ce să vă spun, nu există o voință politică unitară. PNL-ul se bazează pe faptul că domnul Dan Vâlceanu este în acest moment foarte bine poziționat în conducerea PNL-ului la nivel central, dar frecușurile ăștia pe care le tot face de aici Romanescu la nivel local îi creează o anumită, probabil, situație disconfortantă, dar cel mai important e că nu le-am calcul. Va merge la europarlamentare, domnul Vâlceanu? Ce credeți? Nu, n-am nicio treabă, nu. Stabili listele și tot ce este. Eu sunt curios să văd rezultatele de scoate celebrul Romanescu în Târgu Jiu la europarlamentare. Că a venit cu atâtea vrăjeli. Hai să-ți vă dau un exemplu. Alegerile 2016, celebrele alegeri. PSD-ul cedete motru ca să nu-i facă mare opoziție lui Căciumaru în Târgu Jiu, PNL-ul. Lupulescu candidat trădat de la început, fără niciun fel de supărare de șeful său de campanie din acel moment. Șef de campanie care negociază și dacă PNL-ul este condus în continuare de oameni serioși, ce este să spună? A cerut și s-a votat în BPJ-ul PNL-ului că fericitul nostru Romanescu va urma dacă câștigă, vrea și el măcar post de viceprimar? Te-a trădat drezând pe Romanescu. Din punctul meu de vedere, pe Lupulescu, rezultatele au fost grave.
A venit votul anticăciumarul și eu nu am luptat grav. Nu, eu nu regret că am luptat. Eu regret comportamentul în continuare de nerecunoscut și bătaia de joc la adresa Târgoviciului. În rest nu regret nimic. Schimbarea PSD-ului le trebuia dat o lecție ca să vadă că nu este moșialul Căciumarul, Gorgiu. Și credeți că PSD-ul nu va mai putea să prindă un nou fotoliu la Târgu Jiu? Nu. Dacă o ține ritmul ăsta, nu. După procentele importante obținute deci, sub deci ascultați-mă domnul Căciumarul? De ce vă spun. Dar n-au fost importante. Au fost 40. Domnul meu, numărați numărul de voturi. Căciumarul a plecat de la 78% la primul mandat. În 2000. Da? Și a ajuns doar la 2, când a luat aproape 60-50 ceva de mii de voturi, de câte știu eu. La 48.000, nu mai știu exact cât, și a ajuns la 12.000. A luat 12.000 de voturi. Dar pe procente a stat? Deci, haideți să nu mai ne legăm de procente. Procentele sunt hilare, pentru că noi nu știm câți votanți avem. Noi discutăm ce e în urnă. Mulți sunt plecați afară, când mulți nu vin. La țară nu vin și nehotărâțe și care ce mai bine nu mă duc, de jure, fac, dar nu se duc. Și despre că PSD-ul nu mai are șanse să prindă Târgu Jiu în 2020? Dacă ține ritmul ăsta, nu. Nu. Deci dacă o ține ritmul ăsta, nu. Eu vă spun, nu vor vota. Dacă există Căciumarul la conducere, nici Val la învățământ, Marian Paharnicu pe la piețe, și încă două, trei exemple de genul ăsta pe la Sanepid, la DSV-ul și la alea, nu. Exclus. Pe la Hitaș, pe la exclus. Nu credeți chiar că... Chiar dacă în... Și mai este ceva. Singurul lucru care îi dezavantajează pe peneliști este comportamentul echipei aduse de actualul primar în primărie și să presupunem că nu și-l schimbă comportamentul, cei din primărie au mare, pentru că cei din primărie au votat anticăciumare o grămadă. Așa zis și ăia bețăvarii pe care îi plimba el de să plimbau cu troleul de la un cap la altul după ce îi ținea toată țara prin Cânciuni. Au votat anticăciumarul și au influențat foarte de ce credeți că mult votul. Pentru că știu. Deci eu sunt de cei care am știut cum merg lucrurile în ziua alegerilor și unde erau punctele de încercat PSD-ul să se regrupeze, că de fapt tot de acolo trădau. Da, da. Și trădarea aceasta a fost de undeva direcționată, coordonată sau a fost pur și simplu o mișcare spontană? Nu, a fost din punctul meu de vedere de la din jurul Căciumar plecat. Mă spun cu toată sinceritatea, știam cu câteva zile înainte că e trădat Aurel Popescu. Va mai intra acum în cursă, domnul Aurel Uite, Popescu? Uite, un punct sensibil, poliția locală. Șeful poliției locale pleacă pe 13 în concediu. De aprobat domnul Romanescu 2 ani de paternitate. Ca să stea liniștit acasă cu salariul de 100 de milioane, stă acasă în paternitate, da? Dacă Romanescu nu le evaluează până pe 13, nu poate chema să-l mai evalueze. Și atunci se vede iar o duplicitate și un joc schimb frate pe preferat, să zicem așa. Se dea calificativul. Da? Și atunci voturile anti-Căciumaru de la poliția locală, eu mă refer numai la polițiștii locali, la familiile lor, la cei care s-au afectați, pe comportamentul care l-a văzut șeful din acel moment și managementul total dezastruos din această instituție, se vor întoarce împotriva lui Romanescu, o mare parte dintre ele. Păi bă, dar tu ai avut 2 ani, 1 an jumate, aproape 2, la dispoziție și n-ai făcut nimic să îndrepti lucrurile. Din contră. L-ai cocoloșit în continuare. Și cum vedeți situația dacă domnul... senator Căciumarul trece în linia a doua la conducerea partidului, cum se tot spune. Deci Căciumarul nu va trece în linia a doua. El nu e învățat să nu fie el care să se dea interesant, să dea cu pumnul în masă. Dacă Căciumarul face un pas în lateral, e ca și că n-aș fi plecat în spate. Și credeți că nu renunță la președinție? Nu. Deci e prea orgolios. Domnul a spus treaba asta. Domnul a spus multe. A mințit 6 luni că nu este luat în calcul, adică în pe anul să candideze. După 6 luni trebuie să recunoască. Am mințit că a început sondajul. Nu a început niciun sondaj. Și domnul Adi Câmpeanu este sau nu o potențială candidatură? Nu vrea să candideze. Adi Câmpeanu poate fi o candidatură, dar nu va candida cât va sta Căciumarul la butoane. Pentru că știe că îl va trăda numai ca să-i arate că noi că e nou în valoare. Căciumarul atât are. Eu am fost și eu sunt. Și preferă să piardă el partidul ca să iese el în frunte. Că uite, ăia nu sunt buni de dracu, cum zice el. Pe cine vedeți ca potențial candidați pentru cursa pentru primăria Târgu Jiu din partea PSD-ului?
În acest moment? Da. Care ar fi potențialii de a intra la acel sondaj despre care vreau să spuneți că n-a început sau că va începe? Care ar fi potențialele personalități politice din PSD? Sau personaje politice, cum vreți să le spuneți? Din punctul meu că de vedere... se vorbea de o selecție foarte largă, foarte mulți din PSD, mai tineri sau mai copți, dădeau candidatura ca și foarte, foarte posibilă. Candidatura cui? Asta în sfârșitul noastră, care ar fi potențiale. Hai să o luăm din ce a spus Căciumaru. Da? Păi înseamnă că Adi Câmpeanu nu vrea să deci nu candidat decât Căciumaru. Adi Tudor. În momentul în care va candida Adi Tudor, vă garantez că toate eforturile din PSD care sunt împotriva lui Căciumaru votează împotriva lui. Da? Deci există un mare curent anti-Căciumaru în PSD. Mai este și atitudinea pe care o are în general familia Tudor și nu reușește să schimbe comportamentul. Mai este și așa, mai de orgolioși de tupei și așa mai departe. Am mai este și problem... Nu știu dacă se va mai băga, pentru că a fost trădat odată și e convins că va fi trădat de aceeași gașca lui Căciumaru. Da? Urmează Prunariu, care s-a tot, nu e PSD-ist, el a venit pe ușa din dos, s-a plimbat pe la trei partide, n-are nicio combinație cu PSD-ul. În afară de faptul că încearcă să și securizeze o funcție sau să se mute când la Românescu, dacă se mute pe clubul sportiv, când la aia n-are nicio... Eu vă spun ce se vorbește PSD-ul, n-are nicio veleitate de PSD-ul. Luis Popa, un tânăr care își dorește mult, neagreat din punctul de vedere de niciuna din tabelele din PSD-ul. Faptul că s-a apropiat puțin de Cosmin Popescu în ultimul timp e un deserviciu că e împotriva lui Căciumaru. Căciumaru în față laudă și îl pupă pe Ionel Manțoc, în spate îl bârfește de-l rupe. Și Ionel Manțoc este recunoscut ca un mare strateg și el în zona asta, Cosmin Popescu și alte în acest moment are un cuvânt de spus. Notorietate și o șansă de a și răzbuna tatăl are și Claudiu Manta, dar va fi trădat din voleu de grupul Ișvan Tudoret compania, Prunariu nu cred că îl va trăda, dar îl trădează ăștia doi. Trebuie să vină cu un om de valoare. Și am spus, există. Poate să supără și candidează Cosmin Popescu și le dă peste nas la tot și atunci trebuie să-i alinieze. Cred că ar fi cea mai inteligentă mișcare. Cosmin Popescu... Scandeze la primăria Târgu Jiu. Da, și îi alinează pe toți. Ar fi o schimbare radicală? Ar fi... Da, 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 da. O schimbare de curent profund în PSD? Foarte profund. Pe domnul Mihai Weber, cum îl vedeți? Nu candidează. Nu, în noua poziționare a partidului. Reprezintă nou curent. Ce se întâmplă? Este o voce destul de puternică, nu este agreat de tabără. Să nu uite că mai este și o tabără pro-Ponta. Încă. În PSD? În PSD. Păi cum să nu mai fie? Cei care au fost legați de Văcaru, Tădorescu... Dar au partidul lor acum, au felia lor. Da, dar ce, păi, George de la Minprest îl vezi altfel decât legat de Victor Ponta și de Văcaru. Nu există. Da, era vorba că și domnul George candidează. Domnul. George e interesant pentru PSD-ști. El e venit pe ușa din dos de la PNL, a dus de Văcaru și de când a trădat atunci cu ale, salut, nu-l agrează. PSD-știi s-a dea, nu-l agrează. Deci nu e pus în discuție pe... S-a dea mai bine la îl votează până la un punct, îl susțin pe Tudor și o dau după aia în cap, în ziua respectivă, decât pe ăștia veniți. Deci Georgi, Prunariu, iată că n-au nicio treabă cu PSD-ul, priviți foarte... Deci nici nu sunt luați în discuția selecției. Un alt candidat astea serios, din punctul meu de vedere, este Toader Pasti. Și nu-i de... Consiliul Cosmin Popescu. Deci nu este de... ne luat în seamă. Îl vedeți intrând în cursa pentru Târgu Jiu? Părerea mea că dacă îi se dă mână liberă să-și facă echipă de campanie și să facă treabă și să le dea puțin peste nas celor pe care îi știe din PSD-ul trădător și așa mai departe, Pasti cred că trece ca acceleratul prin gara Romanescu. Și pentru Consiliul Județean, cum vedeți pregătirile pentru 2020? Pentru că, așa cum spune românul, nu mai mâine, nu-i poimâine. Dacă ziceți că domnul Cosmin Popescu ar putea să meargă pe filiera Târgu Jiu primărie. Totul se învârte în combinațiile lui Căciumaru, nu înțelegeți greșit. Totul se învârte în jurul lui Căciumaru. Punct.
Cosmin Popescu nu se va băga dacă sau își va securiza poziția sa, da? Adică în aceste condiții va opta-o pentru a merge pe candidatură la Consiliul Județean? Nu cred. Și cum vedeți partidele, să spunem, importante din Gorj pentru 2020 Consiliul Județean? Care ar fi mișcările mai de culise sau mai la vedere? Nu, e prea devreme să ne pronunțăm. Stai să vedem ce se întâmplă cu ALDE-le, de exemplu, pe la nivel central. Păi ziserez că domnul președinte al Senatului Tăriceanu e umbilical legat, ziserez dumneavoastră. E legat de PSD-ul, dar ca să vă citez. ALDE-le este legat de Tăriceanu. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu Tăriceanu, ALDE-le este istorie. Cum a fost și cu alte partide, apărute și dispărute așa în două mandate. Așa meteorice? Da, la fiecare. Păi, nu știu. Ce părere aveți dumneavoastră ca și abil comentator de faptul că, iată, la un moment dat se vorbea că Tăriceanu va trage remorca aceasta pe sedeal despre prezidențiale? A terminat cu prezidențiale, părerea mea. Da? Nu anțați puțin ca să... S-a terminat. Un om care, dacă votul va fi anti-cercetare DNA, e terminat. Dacă va fi pro-DNA, iar nu-i bine. Și cum a apărut cercetarea asta lovitură acum, așa, la momentul... Nu știu. Să-i spunem, asta nu pot eu să mă pronunț. Sunt aia acolo care știu. Și atunci, cu cine va merge la prezidențial în opinia dumneavoastră PSD ALDE? Cine va fi la conducerea fiecărui partid? Îl vedeți pe Liviu Dragnea? Cine va fi la prezidenție? Așa e normal. Am spus eu că va fi Liviu nu Dragnea. Nu zic, dar îl vedeți intrat în cursă dacă își menține poziția? După cum a jucat de abil până în acest moment, e posibil. Și sorții de izbândă? Acum vrei să fiu, păi eu sunt, nici măcar nu ne putem gândi. Cred că n-ai ajuns să candideze întâi. Lupta pentru Consiliul Județean la Gorj, domnule Caragea, cum o vedeți? Nu o văd. Adică? Nu prea văd. Dacă dispare Căciumarul, PSD-ul câștigă în fanfar, dacă nu dispare Căciumarul, să se facă câteva vânzări. În continuare. La Turcinești că e vărul cu Căciumarul, chiar dacă de la PNL-ul așa, o luăm pe comune, pe sub munte. Crazna trece înapoi la PSD-ul, Mușetești ca și trecută ori la Pro-România, ori la PSD-ul, dar în țara același lucru. Novaciu, nu știu cât mare domnul Tudor de la drumuri până iasă la pensie și atunci mai e nevoie să mai stea Leuștean acolo detașat. Adică lucrurile, bă, dar te lăsăm primar, dar ne dai atâtea voturi la PSD-ul. Asta e trocul clar. Pe partea asta nu văd multe comune care să le schimbe sau orașe. PNL-ul a cedat deja Țiclănii PSD-ului, Cărbunești al PSD-ului. Păi când îl pui pe un PSD-ist vopsit în PNL-ist, cum e Popeangă, să răspundă de PNL-ul de la Țiclăni, ce vrei să spui altceva? Decât că l-a vândut de tot orașul. A luat în PSD-ist cu totul. Are și domn Vasele interesele de familie. Lupta de la Motru, cum o vedeți? Nu există. Pentru orașul, pentru municipiul Motru? Există. Adică? Păi nu uitați că și Hanu e mason și Jeanu e mason. Nu există, înțelegea să face la nivel masonic. Și Căciumarul vinde Motru că nu-l interesează Motru. Adică vedeți o continuitate a primarului liberal? Da, nu-i lasă să se împece la Motru. Nu care vreo valoare, că n-a făcut mare legea nici domnul Jeanu. Dar are grijă să-i îmbârlige Căciumarul și cu Hanu. Că dacă dispare Căciumarul, dispare și Hanu, clar. Păi se vorbea de o susținere a viceprimarului, Cosmin Morega. Exclus. Nu-l va susține niciodată Căciumarul pe Morega. De ce? Pentru că el... Disensiune de opinii sau... Nu, domnul, pentru el nu reprezintă Morega nimic. Han, în schimb, este cel care l-a ajutat să-și păstreze Târgu Jiu când era să-l piardă în 2016. Cum? Ce ne puteți spune? Evident că nu păi puteți... Cum, ce vă pot spune? Vă spun adevărul. Da. Han a spart PSD-ul de la Motru în 5. S-au disipat voturile în 5 locuri, cu 5 candidați PSD-iști, sub diferite forme, de la independent la nu știu ce, și a pierdut Motru. Și atunci PSD-ul nu i-a mai făcut, PNL-ul nu i-a mai făcut lucru, Căciumarul la Târgu Jiu, niciun fel de opoziție reală. Romanescu, șef de campanie, Lupulescu a fost băgat pe ultima sută de metri să fie pierdant de la început. Și... La Târgu Jiu, cum vedeți așezarea pentru 2020 la stat? A, nu, e prea devreme. Stai că vine curtea de conturi la anul, sunt altele, nu mai e
Sunt numai combinații în perioada asta? Păi când fură ea curent în mijlocul Târgu Jiului, nu știu dacă ați văzut ultima mea postare. Niște tiribombe aduse, acolo, uite, le-am pus aici. Da? Ce să vă spun? Încă nu sunt, să spunem așa, între ghilimele, făcute jocuri de poliție? Nu. Păi cu tu aduci pe unii. Păi stai să vedem cine prinde până atunci. Nu înțelegi? Să aduci, nu știu, de la marginea Bucureștiului ce cetățeni de nu știu ce mod de gândire au, să nu zicem de alte cuvinte. Și aia vin și ne fură curent, auzi, de lângă biserică din rețeaua publică, fură curent. Tu primar de Târgu Jiu, ce pretenție am eu, frate, de la tine? Ce pot gândi oamenii ăștia normali? Dar poate sunt și organe de să vor sesiza. Chiar dacă zice el că are SRI-ul la picioare, că are poliția la picioare, că are nu știu ce judecător la picioare, tare mi-e frică că să facem piedestal așa și nu mai prinde el picioarele. Mai avem un minut, domnule Caragea, și vreau să ne spuneți ce v-ați dorit dumneavoastră ca cetățean al Gorjului, al României, serios, acum când România a împlinit 100 de ani și... Un primar serios, o schimbare ne pregătim radicală, de sărbători. O schimbare radicală și, să zicem, cât mai mult posibil a clasei politice. E posibil, pentru că mai avem o jumătate, e posibil schimbarea radicală a clasei politice? Doar de cetățeni depinde. Adică? Doar de cetățeni depinde, ce bagă în urnă și păi de... Păi spuseți mai devreme că oamenii sunt cam nehotărâți și nu mai prea vin da, să mai voteze. Da, sunt foarte mulți oameni nehotărâți. Dar să nu uitați curentul care s-a creat la alegerile din 2017. Curentul care a fost anti-Cârciumaru, anti-Cârciumaru, anti-Cârciumaru. N-a fost anti-PSD. Și s-a mers pe un singur curent. Votați schimbarea. Mai vedeți reactivate personalități din PSD care sunt, să spunem acum... Istorie. Pe linie paralelă? Istorie. Dumneavoastră veți intra în curs în 2020? Nu știu. Când vă hotărâți? Păi ce am vreo grabă. E mai bine în opoziție. An de zile am suportat tot felul de critici, dar tot felul de idioți. Da, pentru interese și pentru bani au făcut orice și au vândut și sufletul. Da, e o veche vorbă, fie roata și pătrată, tot le mai dăm cap o dată. Mulțumim mult, domnului Viorel Salvador Caragea, candidat pentru alegerile parțiale pentru primarul Târgu Jiu în 2017. O să vedeți mâine o ședință de Consiliu extraordinară, cu niște combinații ale Românescu extraordinare și ale găștii sale. O să mai avem o săptămână de vorbit despre ele și tot așa mai departe. Lucrăm cu muniția clientului. Vom vedea ce ne rezervă această ultimă lună anului și așteptăm să vedem și ceea ce se mai întâmplă în politica noastră națională. Mulțumim invitatului nostru, rămâneți pe postul nostru, urmează emisiunea de comentarii sportive pe care vă invităm să o vedeți.